Acum liderii USR Plus fac declarații după ședința coaliției, să-i ascultăm. Au spus că rămân alături de premierul Florin Câțu. Noi am transmis că acesta nu mai are încredere, urmare și a votului Comitetului Politic. Peste aproape 400 de lideri din USR Plus au confirmat lucrul acesta. Pe care de consecință, în aceste clipe, tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură, calea parlamentară, prin care sperăm ca într-un termen cât mai scurt să avem un nou premier și coaliția să poată să meargă mai departe. Am încercat în ședința de coaliție să convingem colegii noștri de coaliție că un guvern, ca să funcționeze, are nevoie de un prim-ministru care cultivă încrederea. Colegii noștri au insistat să-l susțină pe Florin Cuț. În consecință, folosim procedura aceasta parlamentară pentru a ajunge în situația în care să putem să lucrăm cu un alt prim-ministru. Intenția noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL și cu UDMR. Nu avem nicio intenție să intrăm într-o altă formulă guvernamentală decât cea în care am lucrat, ca să fie lucrurile foarte clare. Mulțumesc! Care acum arată astea celor de la PNL ca să rămâne totuși la guvernare? Ce v-au spus? V-au oferit ceva în schimb pentru a rămâne? N-a existat nicio ofertă. Nu a fost vorba de nicio ofertă, a fost o chestiune de principiu. Noi am spus că adoptarea unui subiect atât de important, cum este PNDL, împotriva voinței și acordului și a unei soluții discutate în coaliție și adoptarea lui chiar, am spune noi, ostil cu câteva minute înainte de ședința coaliției, în ședința de guvern pe care o știți, arată un dezinteres total pentru al premierului Florin Câțu față de continuarea acestei structuri a coaliției. Lucru confirmat de altfel și de demiterea ministrului Stelian Ion fără niciun temei real. Din acest motiv am înțeles mesajul premierului, nu mai durea continuarea și atunci am depus moțiunea de cenzură. Credem cu adevărat că în momentul în care PNL va propune un nou premier, această coaliție va putea să continue. Ce vor face ministrul USR în acest context? Vor da demisia? S-a discutat despre revocare eventual în această ședință? Nu s-a discutat despre asta, dar evident la începutul săptămânii viitoare ne vom depune și demisia odată ce moțiunea de cenzură a fost depusă în acest echip. Să spunem că această moțiune va trece și cei din PNL vor propune tot pe Florin Câțu. Ce veți face atunci? Dacă e o moțiune împotriva premierului Câțu care trece, care are majoritate în Parlament, sigur că în politica românească orice e posibil, dar mi s-ar părea ridicol să vii cu aceeași propunere. Am spus foarte clar, este o decizie a Comitetului Politic al USR Plus. Florin Câțu nu mai are sprijinul politic al USR Plus. Ei sunt în campanie internă și noi suntem în campanie internă, dar ați văzut că la ei contează foarte mult inclusiv lucrurile acestea care se petrec la guvern și de asta prefer să nu comentez aceste lucruri. Pe mine ce m-a interesat a fost să îi conving pe colegii din PNL și de o parte și de alta că vrem să continuăm în această coaliție, dar că nu mai putem să lucrăm cu premierul Câțu pentru că nu mai inspiră încredere, nu mai avem încredere în el. Deja de 2-3 ori am stabilit niște lucruri pe care nu le-a respectat. O coaliție, dincolo de un protocol, dincolo de texte și de reguli, lucrează cu oameni. Și dacă oamenii, și mai ales e vorba de premier, care nu e premierul PNL, e premierul nostru, al coaliției, dacă premierul nu ne inspiră încredere, nu putem lucra cu el. Și am vrut să-i conving pe colegii de la PNL că nu intrăm în jocuri politice interne. E problema lor, dar pentru noi e important ca să continuăm să avem un alt premier. Din păcate, acolo contează mai mult procedura internă de alegeri și probabil că au luat decizia de a-l susține cu orice preț pe premierul Câțu, ținând cont de ceea ce se întâmplă în intern în partid. Oricine poate să voteze, n-am negociat și nu o să negociem. Am spus, noi vrem să continuăm politic, guvernamental în această formulă în care suntem. Ca să putem să ne atingem obiectivul, am depus această moțiune într-o procedură parlamentară. Nu facem negocieri pe sub masă, știți foarte bine ce facem. Am propus moțiunea. Exact, am introdus această moțiune de cenzură, cele 80 de semnături sunt acolo. Parlamentul va decide și până la urmă despre asta este vorba. În momentul în care un cabinet nu mai are susținere, se prezintă în fața Parlamentului. Dacă are voturile necesare și moțiunea nu trece, acest cabinet merge mai departe. Dacă nu,
ne reașezăm la masă, sperăm ca cei de la PNL să propună un premier care să aibă competența și maturitatea umană pentru a putea să conducă o astfel de coaliție și mergem mai departe. Sunteți pregătiți să vă întoarceți în opoziție în contextul în care am putea să vedem o variantă de guvern unitar, PNL-UDMR? Categoric, despre asta este vorba. Mă repet, în măsura în care moțiunea nu trece, cabinetul cât să merge mai departe, noi vom rămâne în opoziție. Ne asumăm toate consecințele. Am încercat până în ultima clipă să rămânem ca să facem reforme, dar noi am spus de mai multe ori. Rămânem la guvernare ca să facem reforme. N-am reușit până acum, ați văzut că prioritățile sunt altele pentru premierul Câțu. Ne asumăm consecințele actului pe care îl susținem. E foarte important ca în politica din România să vină și acest mod de a face politică pe respectarea cuvântului și pe respectarea programului de guvernare. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, am acordat mai multe șanse premierului Câțu, de fiecare dată a eșuat în a-și respecta cuvântul pe care ni l-a dat și la care s-a angajat. În acest moment, din această cauză, am ajuns în situația în care ne aflăm astăzi să fim nevoiți să depunem această moțiune de cenzură. Bun, dar totuși ce le spuneți celor care v-au votat și care au dorit să guvernați? Faptul că dumneavoastră a făcut un pas în spate și ați ieșit de la guvernare? Poate că este dezamăgire pentru... Dar dorim să guvernăm. Dar guverna înseamnă să iei decizii în comun. Nu să te trezești pe ordinea de zi a guvernului cu propuneri pe care n-ai ajuns la un acord. Deci vrem să guvernăm, dar guverna nu asta înseamnă. Asta înseamnă să-ți promovezi interesele politice interne de partid într-o campanie internă. Nu asta înseamnă guvernare. Ați încercat și o discuție pe PNDL 3? S-a discutat despre amendamentele pe PNDL 3 la această ședință de coaliție? Ar fi fost ridicol să discutăm despre amendamente la un act normativ care a fost adoptat fără, ca să fie foarte clar, fără amendamentele pe care USR Plus le-a trimis. Deci este confirmarea exact a ceea ce am spus. A fost o adoptare ostilă a unui act normativ asupra căruia unul din parteneri a spus explicit că mai are nevoie de discuții și nu este de acord cu formula care a fost prezentată. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Actul normativ a fost adoptat fără amendamentele USR Plus. Ministrul, după cum știți, ministrul Justiției a fost demis fără niciun argument real. E foarte clar, premierul Florin Câțu n-a mai dorit continuarea actuale structură a coaliției. Am luat act de acest lucru, ne prezentăm în Parlament. Dacă are voturile, cabinetul poate să meargă mai departe. Dacă moțiunea va trece, ne așezăm la masă cu PNL, cu UDMR, așteptăm un nou premier responsabil și mergem mai departe. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim.